Salutare lume! Astăzi am să vă arăt acest amplificator pe care l-am primit de la cineva. L-am primit ca defect. Eu acum vă arăt amplificatorul după ce l-am reparat, deci nu m-am putut abține să nu-l desfac, să mă uit înăuntru. Am descărcat schema electronică, nu prea am înțeles ce scrie în schema, adică tot ce scrie acolo se vedea așa blurat și o trebuie să mă orientez după alte criterii. Amplificatorul a rămas cu piesele originale, bine, o trebuie să schimb niște piese înăuntru. Amplificatorul a avut un canal defect, nu a avut un defect foarte mare, doar ceva pe intrare, am să vă arăt acum. A avut și partea de protecție defectă, o trebuie să repar, am înlocuit un tranzistor pe partea de protecție. Aici au avut un switch pentru a activa boxele, eu l-am anulat pentru că nu și avea rostul. Uitați partea din spate, am înlocuit cablul de 220. Așa. M-am uitat la tranzistor aici, tranzistorii sunt originali, deci totul este original, mai puțin piesele pe care le-am înlocuit. Am rezolvat problema cu butoanele, uitați selectorul, acum aș face treaba, înainte cârâia nu comuta cum trebuie, la fel și cu butoanele astea pentru loudness și mono. Da, deci acum am să vă arăt ce se află înăuntru. Acum am desfăcut amplificatorul, după cum puteți vedea, deci transformatorul e aici, are alimentare separată cu punte individuale și condensatori individuali pe fiecare canal, la fel și aici, are partea de preamplificare. În fața aici, uitați și voi ce buton de volum are, deci cu selector, e tip selector cu rezistenții. Aici e partea de fonul, din ce mă gândesc eu, așa. Aici asta trebuie să fie vreun preamplificator, așa, deci uitați pe verso cum arată, uitați cam așa arată, să cunoaște că nu s-a mai umblat pe aici, deci are un canal ars. Și acum cred canalul e asta care e dinspre mine acum. Acum am să caut să văd care e cauza defectului. Deci după cum se poate vedea, în acest amplificator a mai fost umblat. Uitați și voi aici lipituri. Așa, deci înainte am dezlipit-o rezistențele astea care vin de la transformator. Am impresia că e masa GND-ul de la amplificator care trece prin această rezistență. Uitați și voi, sunt carbonizate. Uitați, am scos de acolo. Spirul care duce la condensator, firul ăsta care trece prin rezistență. Aici au fost umblat, ăsta e canalul defect care nu funcționează și ăsta funcționează doar că în momentul când dau mai tare se aude și cum n-ar avea forță pe bas, basul se aude cârâit. Am verificat puntea de diode și pe una și pe alta puntea este în regulă, așa. Am verificat și tranzistorii finale să nu sunt în scurt, deci funcționează, cred că cel mai probabil e ceva la rezistența aici, deci rezistența asta am găsit-o întreruptă pe canalul ăla care funcționează și pe canalul care nu funcționează am găsit o rezistență bună, numai că indică altă valoare. Până la urmă am înlocuit rezistențele alea cu astea de aici, uitați și voi, am pus din 0,1 ohmi, deci rezistența asta stă între masa de la șasiu și ground-ul de la transformator, fiind tensiunea de 2 ori 30 de volți redresat. La fel și aici am pus rezistența asta. Așa am înlocuit siguranțele astea. Așa, în rest e în regulă, ca să spun așa, ca montaj, numai că partea asta de protecție nu funcționează. Cine au mai reparat înainte o făcut bypass la protecție. Uitați și voi, eu pus pierile astea pe aici împrăștiate, care îi duce la butonul ăla din față de acolo. Cu astea, pentru chestia asta, el nu mai funcționează. Deci am să rezolv și asta. Deci am înlocuit tranzistorul ăsta de aici, care era ars, cu BC547. L-am înlocuit deoarece era ars aici pe partea de protecție, nu cupla protecția și cineva care a umblat aici o lega firele astea până în fața acolo ca să facă deconectarea la boxe. Eu am să scot firele astea și am să le conectez înapoi cum au fost înainte. Și deci o trebuie să caut cu aparatul de măsură. Tot am mai înlocuit și tranzistorul ăsta de aici că avea un pin oxidat
și acesta s-a rupt. Așa, aici au avut intervenții de ale lui, au încercat să repare, dar nu a reușit. Sau probabil că o funcționa mai târziu, nu știu cum a fost, eu am primit aparatul ăsta așa defect. În față totul e neumblat, pare în regulă, deci am să conectez firele înapoi și am să-l pun la probe. Deci, se poate vedea că am înlocuit condensatorii de filtraj. Uitați, și aici am făcut lipituri la firele astea direct pe releu, ca să nu mai aibă toate firele alea care erau făcute acolo pe partea aia. Uitați ce au avut, deci au avut firele astea de aici cu butonul ăsta pentru decuplarea boxelor. Am înlocuit condensatorii ăștia, se poate vedea pe 100 de volți 680 de microfarați și am înlocuit cu ăștia. Vedeți și voi. Acum următoarea modificare pe care am făcut-o, am înlocuit condensatorii ăștia, de exemplu, am pus pe ăștia pe care îi vedeți voi, pe 16V, 4700 de micro, așa, și am mai făcut pe Verso o modificare, uitați aici, rezistența asta, de 1,8 kΩ, așa, am făcut treaba asta din cauza că în momentul când dădeam volumul mai tare intra în protecție și tot așa, așa că am făcut treaba asta ca să nu mai intre în protecție. În schimb, dacă fac scurt circuit cu penseta aici, intră în protecție, deci nu-i că nu mai funcționează, acum funcționează și protecția, pot să pun și boxe pe 4 ohmi, pe stația asta, sau poate să meargă cu 4 ohmi odată și de două ori, deci 4 boxe de 4 ohmi, așa. Nu e nimic dacă se forțează, are răcirea asta aici, deja s-a încălzit foarte puțin, au mers cam jumătate de oră pe o boxe din asta de la Alien și se pare că nu mă oleacă, oricum distorsionează, dar am lăsat de la protecții să distorsioneze, că n-are nimică idee să protejeze amplificatorul. Așa, altceva am să mai măsor pe aici. Și am să văd, poate mai trebuie ceva înlocuit, că puterea este destul de mică. Până la urmă am înlocuit rezistențele astea pe care le-am pus mai înainte cu diodele astea de aici, care reduce zgomotul de fond în amplificator, produs de transformator. Deci a trebuit să înlocuiesc potențiometrul ăsta semireglabil pe partea de bias. Deci am reglat biasul la 12 mV, la fel și pe canalul 2. Așa, uitați cum arătau alea vechi. Am dat cu spray VD40 pe potențometri ăștia doi, la fel și pe butoane și pe butonul de volum și balans și efecte, selectorul, la fel, pentru că momentul când dădeam volumul mai tare începea să cărâie, așa, și a trebuit să îi dau ca să ungă, să nu mai cărâie. Acum merge așa cum trebuie să meargă. Acum am să îi fac o verificare pe partea de amplificare. Deci, uitați și voi, am introdus semnalul direct în etajul de amplificare. Deci, ca să se înțeleagă, acolo are ștrapul ăsta care face legătura cu preamplificatorul. Eu l-am conectat direct la etajul final ca să nu am distorsiunile din partea de preamplificare. Acum am conectat un singur canal la această rezistență. Uitați aici, 4 ohmi. Așa, am conectat osciloscopul, generatorul de semnal, numai că trebuie să-i pun sonda asta aici pe rezistență. Deci acum am aplicat semnalul în amplificator. Uitați pe ambele canale, uitați cum arată. Deci volumul lui uitează la 200 de milivolți. Așa. Am să îi cresc volumul. Așa. Uitați. 400 de milivolți. Dacă îi pun, îi activez unitatea de măsură, mi-arată curentul DC, trebuie să setez al curent acolo. Dați 600 de milivolți, 700, 800 de milivolți. Deci
Cam așa arată la 700 de milivolți. Uitați cât urcă, deci asta e puterea amplificatorului. Uitați, îl dau la 800, vedeți, deci tinde să urce, dar uitați și voi ce distorsiune are. Așa. Asta e. Acum am să-l mut pe canalul 2. Uitați, deci pur și simplu am să opresc din spate de aici. Așa. Scot de aici. Pun în partea asta la altă. Cum mai dau drumul. Așa. Uitați cum arată semnalul pe un canal. Uitați cum arată pe celălalt. Este 15. Aha, fii atent. Unde facem figuri aici, la muf îmi face figuri. De-aia am de măsurătoarele astea. Am să dau cu spray să curăț puțin. Deci până la urmă am depistat cauza, e de la mufi de aici din spate. Uitați și voi cum arată la 800 de milivolți. Cam așa arată unda sinusoidă. Dar merge și cu 700 de milivolți. Deci dacă mișcă mufa asta, așa de aici, uitați și voi cum face. Uitați, face așa. Dacă o las, muflele las așa oricum nu încurcă. Am să cobor în frecvență să văd cum se comportă la frecvență joasă. De fapt, cred că am să-i dau frecvență mai înaltă și pe urmă să-i dau cu frecvență mai joasă. Deci cresc frecvența, uitați acolo. 5 kHz, 6 kHz, 7, 8 kHz, îi dau din ce în ce mai mult. Așa. Deci 13, am oprit semnalul din cauza că vreau să setez aici un parametru destul de important. Am pornit înapoi semnalul. Uitați acolo, deci am setat 13 kHz și jos mi arată frecvența. Așa. Ridic frecvența. 14, 15, 16. kHz. Așa arată, dacă dau 21, acum să cobor în frecvență, aici e 100 de herți. Acum sunt curios să văd la 100 de herți pe volum dacă distorsionează. Da, ia uitați aici, deci am dat la 900 de milivolți pe 100 de herți. Uitați așa, uitați cum îi dau volum, aici începe să limiteze, așa. 1 volt, uitați distorsiunile, cam așa arată distorsiunile, uitați și voi ce distorsiune are. Deci, cam ăsta e testul care l-am făcut. Deci, după părerea mea, este un amplificator destul de reușit. Uitați, deci a început să se încălzească partea asta de final.
Așa, deci aici ăsta e canalul deasupra, a început să încălzească. Așa. Cred că am să disfac tranzistorul și am să înlocuiesc pasta termică. Așa, partea de jos n-are de ce să încălzească pentru că nu am rezistența pusă pe el. Așa, deci acum e la 900 de milivolți. Scad tensiunea. Uitați, la 900 de milivolți apare pragul ăsta de limitare. Acum și revine înapoi. Dacă dau la 800 de milivolți în regulă, dacă dau înapoi la 900 face așa, uitați, la 1 volt, dacă dau înapoi de la 1 volt mâine așa. Uitați aici și partea de preamplificare, am aplicat 200 de milivolți aici cu ștrapul cu tot. Așa. Uitați aici setările. Uitați cât i dau volumul. Așa. Aici e partea de bas și înalt, deci cu asta se activează corecția. Uitați acum dacă dezactivez corecția, semnalul scade. Dacă o activez înapoi crește. Acum ați dat pe 0 la 100 de Hz. Dacă scadă partea de bas, uitați cum scade pe bas, și dacă dau basul mai tare, uitați cum crește. Și cam așa se face. Mare aici un buton, cred că e loudness, probabil. Uitați dacă îl activez, deci nu apare o schimbare foarte mare. Așa, la volum, uitați când dau volumul mai încet, cam așa face. Aici e altă funcție, care dacă o apăs, funcția asta nu influențează cu nimic. Dacă dezactivez corecția, semnalul rămâne la același nivel. Da, și voi dacă ridic în altele, uitați cum se comportă. Dar și voi cum se comportă prin alții. Deci ceea ce se aude acum este releul din amplificator. Deci cam. Da, și voi pe bas cât urcă. Deci cam atâta urcă el pe bas. Rezistența asta frigidă nu mai poți ții mâna pe ea. Transformatorul are tentă de căldură, dar nu foarte mare, deci foarte scăzut. Toate piesele dinăuntru încă mai sunt în parametri, doar atâta ce o trebuie să înlocuiesc piesele pe care le-am spus mai înainte și mare parte piesele sunt originale. Deci, da, cam ăsta a fost videoclipul. Am să revin cu un alt videoclip destul de curând. La revedere!